Și am ajuns în punctul în care pot spune că am cea mai frumoasă priveliște de pe ziua de astăzi. Cred că se înțelege că mergem spre Coloseu. Prețul este de 3 euro. Ce diferență! Diferență foarte mare! 50.000 de spectatori și 10.000 de animale sacrificate într-o zi. Această clădire fascinantă avea 80 de intrări și putea găzdui aproximativ 50.000 de spectatori. Acest monument este considerat cea de-a șaptea minune a lumii moderne. Da! Ce frumos este fix aici în Roma! 36 de euro în total. E cea mai convenabilă variantă. Palatin Hill este cea mai încărcată de istorie dintre toate cele 7 coline de aici din Roma. Avem câteva sandvișuri la 6,50 euro. Deci sunt șocată de frumusețea pe care am găsit-o aici în locul ăsta. Am ajuns în sfârșit, acesta este blocul. Hello, hello dragilor și bine ați revenit la un nou vlog. Să știți că astăzi este despre Roma. Avem o mini-vacanță de 3 zile și vreau să vă spunem așa pe scurt cam cum am ajuns până aici. Am luat avionul de la aeroport, am luat autobuzul numărul 14 și am ajuns aici în Roma Terminali. Să luăm autobuzul Cotral, cea mai bună variantă de aici din aeroportul Fiumicino către centrul Romei. Am reușit să achiziționăm un autobuz de la firma TerraVision Electric, pentru că acela pe care vi l-am arătat nu mergea în centru unde voiam noi. Și am plătit 16 euro, două persoane, și luăm de aici din terminalul 3 și facem 30-40 de minute până în centru, în Roma. On the outside, I hate to stare at you through these lights. So I wait for you, wait for me, wait for you, wait for me. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Click and scroll, I can't let. Facem o pauză, nu uitați să vă abonați, pentru că nu vă costă nimic și pe noi ne ajută foarte mult. Ce frumos este fix aici în Roma Terminali, este o piață, gen cum este Rambla, super tare, cu tot felul de restaurante, poți să-ți iei preparate tradiționale și chiar vrem să petrecem puțin timp aici în piață și după să mergem la cazare să ne lăsăm bagajele. Dacă am zis Terminali, mă scuzați dragilor, să știți că e Termini. Aici n-am găsit niciun supermarket. Așa că o să continuăm drumul către cazare și dacă o să găsim ceva în drum, o să ne oprim. Roma, astăzi despre Roma, un oraș fabulos, o să-l descoperim împreună. Miroase demențial aici. Abia așteptăm să descoperim Roma. Fel și fel de preparat aici, 10 euro. Aici găsiți în mare parte mâncare deja preparată. Este ca un mall. Un breakfast este 12 euro. Avem câteva sandvișuri la 6,50 euro. Și gata. Și suntem în căutarea cazării. Suntem deja după o oră plecați de la aeroport și în continuare căutăm cazarea. Am ajuns în sfârșit, acesta este blocul. Trebuie să luăm legătura cu proprietara ca să ne dea cheia să putem intra. Undeva aici, în dreapta, unde vă arăt eu, e calea ferată. Nu știm cât de departe suntem de obiectivele principale, dar vom vedea după ce vom pasa curajul și vom porni în a vizita locurile importante de aici din Roma. Thank you.
apartament frumos. Interesant, ați văzut și voi câteva piese de mobilier vechi, antice. Și ne place stilul. Și după ce ne-am lăsat bagajele la cazare, am ieșit să dăm o tură pe aici, prin Roma. Să știți că noi programul l-avem împărțit pe zile. Ziua 1, ziua 2 și ziua 3. Și în vlogul de astăzi o să vedeți cum am structurat noi prima zi de aici, din Roma. Este o vreme foarte frumoasă aici, sunt 17 grade acum și se aud papagalii din acești copaci. Primul obiectiv pe care o să-l vedem astăzi o să fie Coloseumul, de acolo o să plecăm. Și după aceea o să vedeți pe parcursul vlogului ce obiective mai vizităm. O să fie undeva la 5-6 obiective pe care le-am fixat astăzi. Peste tot prin acești copaci sunt papagali, se aud atât de frumos. Nu știu dacă se aude și la voi, dar e foarte, foarte tare. Dragilor, am ajuns la metrou și acum o să ne luăm biletele pentru a călători în aceste 3 zile aici în Roma. Avem varianta de a achiziționa un bilet de 18 euro de persoană și este valabil cam peste tot, 72, timp de 3 zile. 72 de ore. E cea mai convenabilă variantă. Este 1,50 euro o călătorie normală cu autobuz, o singură direcție, o singură persoană. Așa beneficiem de niște avantaje cu acest card. O să o luăm pe aceasta, da? 72 de ore, două bilete și plătim cu cardul. Ești foarte ușor, mi s-a părut mai ușor față de alte țări unde ne-am și în Napoli nebătut. A fost mai greu. 36 de euro în total. Și au ieșit biletele. Așa arată. Și acum mergem la primul obiectiv de pe lista noastră de astăzi. Și noi suntem aici la Furio Camilo și trebuie să ajungem la Coloseu. Acum schimbăm linia de la linia A la linia B și mai mergem două stații și până aici am mers 4. În total 6 stații. Linia B, Laurenția, către Coloseum. Aveți și pe jos inscripționat, să vă dați seama unde trebuie să mergeți. Cred că se înțelege că mergem spre Coloseum. Sper că nu toată lumea de aici se va așeza la coadă. E foarte, foarte aglomerată stația asta. Și am coborât la stația Coloseum, după doar două stații. Acum e acum să ieșim și să vedem ce găsim la Coloseum. Pentru că mi-e groază puțin când mă gândesc că s-ar putea să fie o coadă imensă. Fix la ieșirea de la metrou. Wow! Cât de tare! Și care este planul nostru de astăzi? Să mergem să luăm bilete, să încercăm să intrăm. Cât de mișto arată! Aici poți face plimbare cu trăsura. Să încercăm să intrăm, vedem cât costă biletul de intrare. Este o coadă imensă aici. Sunt mai multe intrări, asta înseamnă că e posibil să meargă destul de repede. 50.000 de spectatori și 10.000 de animale sacrificate într-o zi. Această clădire fascinantă avea 80 de intrări și putea găzdui aproximativ 50.000 de spectatori. Coloseumul de aici, din Roma, era considerat la vremea lui cea mai mare clădire din lume, după piramide. Iar acum este cel mai mare amfiteatru antic care poate fi vizitat aici, în Italia. Cum ți se pare așa la prima vedere? Foarte frumos, este așa cum așteptam, dar sper să nu stăm foarte mult la cozile astea. Deci asta din spatele meu este coada pentru bilete, să achiziționez biletele. Și în partea din față, acolo sunt cozile pentru a intra în Coloseu. Pe lângă ceasul Alexandru, să știți că acest monument este considerat cea de-a șaptea minune a lumii moderne. El a fost folosit pentru concursuri cu gladiatori și spectacole publice, cum ar fi bătălii maritime pentru o scurtă perioadă de timp, când hipogeul a fost în curând completat cu mecanisme de susținere a celorlalte activități. Vânători de animale,
execuții, reînnoiri ale unor bătălii celebre și drame bazate pe mitologia clasică. Și gata, dragilor, am achiziționat biletele. Să știți că avem 3 intrări. Am plătit 17 euro de persoană și pentru studenți prețul este de 3 euro. Ce diferență! Diferență foarte mare. Acestea sunt biletele. Avem acces cu ele la 3 obiective și unul dintre ele este aici, la Coloseum. Deci avem Coloseum, avem Palatin Hill și avem Forum Roman. Da. Și am intrat. Și după 2 controle la bilete am intrat. Aici este un alt control la bagaje, dar nu cumva să intrați cu tot felul de obiecte periculoase. Și oficial am intrat. Vreau să mă apropii să văd amfiteatrul. Și trebuie să vedem, să ne dumerim un pic mai unde putem să intrăm, că am înțeles că avem acces pe undeva pe unde sunt vechile ruine, bine cu ce aici sunt. Dar sunt încăperi care aș vrea să le vizităm și nu cumva să trecem nepăsători pe lângă ele. Denumirea reală este cea de Amfiteatru Flavian. Acest monument fiind construit la cererea împăratului Vespasian și ulterior inaugurat de succesorul său Titus, ambii făcând parte din dinastia Flavii. Și aici sunt acele ruine de care vă spunea Corina mai devreme. Aveți 2 opțiuni, puteți să urcați cu liftul sau pe scări. Noi o să alegem varianta pe scări. Exact, pentru că este mult mai frumos pe scări. Hai, pe urmele gladiatorilor. Bucăți de piatră originale de aici, din Coloseum. Oarecum Coloseum a fost destul de degradat din cauza hoților de piatră. E un tur destul de complex aici. Da. Nu doar vii și vizitezi Coloseum în interior, vezi ceva de la un balcon și atât. Ai foarte multe obiecte de artă care sunt aici, obiecte vechi, bucăți de piatră. Și aici avem o machetă în miniatură. Ne explică un pic cum era sistemul prin care animalele, că da, nu se băteau doar gladiatorii între ei, ci se băteau și cu animalele. Le țineau în cuști undeva în partea de jos și cu ajutorul unor scripete le urcau pe platforma unde aveau loc aceste bătălii. E ca un lift manual. Exact. Și aici avem alte replici legate de sistemul pe care vi l-am explicat mai devreme. Aici câteva cranii, 2 cranii, 3. Da, da, avem și segmente, de fapt, frânturi din oasele animalelor pe care le vedem noi acolo. Fel și fel de lucruri pe care le făceau ei în antichitate. Mozaic aici, extraordinar. Coloseum reprodus. Aici avem busturi. Continuăm prin acest muzeu. Tot părți de animale aici. Oale, cred că și bijuterii, da, 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 bijuterii, monede foarte vechi din perioada respectivă. Cum erau încăperile. Nici nu mai e cazul să vorbim despre istorie, Roma este consacrată. Aici avem o machetă foarte, foarte bine realizată și foarte frumoasă. Așa arată Coloseumul. Din nou, machete realizate pe baza Coloseumului. De istorie nici nu mai este cazul să mai discutăm, știți foarte bine, Roma, capitala Imperiului Roman, o forță desăvârșită, dar nu facem un vlog despre istorie, o să facem un vlog despre ce găsiți aici în Roma. Celebrul Coloseum apare menționat și în profeția unui călugăr englez, devenit celebru datorită cărților istorice pe care le-a scris de-a lungul timpului. Conform acestuia, prăbușirea Romei și apoi a întregii luni depinde de bunăstarea amfiteatrului Flavian. Foarte tare, ce mișto se vede de aici. Imaginați-vă aici ce lupte se dădeau înainte. Ce spectacol era. Și spectacole și lupte. Dar s-a păstrat foarte bine. Cum am spus, este considerat a 7-a minune a lumii moderne. Cea mai mare clădire de pe vremea ei, după piramide. Foarte frumos și mă bucur că avem ocazia să vizităm acest loc. Aceste evenimente au inclus lupte de gladiatori, vânătoare de animale sălbatice și, crezi sau nu, bătălii navale. La evenimentele majore ale Coloseumului,
adesea cele organizate și plătite de către împărați, nu exista nicio taxă de intrare și uneori se servea și mâncare gratuită. Împărații ar fi folosit acest lucru ca o modalitate de a câștiga popularitate și sprijin din partea publicului. Ne-am apropiat să vă arătăm mai de aproape. Cât de tare! Ca un labirint aici. Da. Lăsăm Coloseumul în stânga și vis-a-vis avem Palatin Hill. Bun, și am trecut de control. Da. Același procedeu ca la Coloseum. Și acum suntem la Palatin Hill. După ce am intrat aici în curtea plină de istorie, să știți că avem două variante de vizitat. Avem Palatino Hill și forul roman care este în fața noastră, dar o să-l facem după ce terminăm cu Palatino. Haideți! Palatin Hill este cea mai încărcată de istorie dintre toate cele 7 coline de aici din Roma. Dincolo de încărcătura sa istorică, colina Palatin este și cadrul de care sunt legate cele mai fundamentale legende ale orașului Roma. Aici s-a întâmplat ca lupoaica mitică să-i găsească pe gemenii Romulus și Remus. Și tot aici se spune că Hercule l-a învins pe monstruosul Cacus, care, cum susține legenda, decima cirezile localnicilor. Palatin este, pe scurt, locul în care a început traseul istoric, politic și cultural al orașului Roma. Deci sunt șocată de frumusețea pe care am găsit-o aici, în locul ăsta. Nu mai știm pe unde să o mai luăm și ce să mai admirăm. Chiar mă bucur și am mai zis astăzi că sunt recunoscătoare pentru momentele pe care le trăim aici, în Roma. Roma este genul de oraș în care te oprești să fotografiezi fiecare piatră, pentru că fiecare piatră este încărcată de istorie. Este un muzeu în aer liber, pur și simplu. Nu știu dacă ți-ajung 3-4 zile să mergi să vizitezi toate frumusețile acestui oraș. Este un oraș incredibil și plin de turiști. Nu este de mirare pentru că are atâtea obiective frumoase. Noi vrem să cuprindem toate locurile astea într-un singur vlog. Cred că ne-ar fi trebuit un vlog pentru fiecare în parte. Dar câte puțin din fiecare o să vă arătăm și o să vizităm și noi, pentru că sunt foarte multe locuri pe care puteți să le vizitați. Și în stânga și în dreapta fântânii, să știți că avem scările care duc aici, pe platforma aceasta. Ia uitați ce livadă frumoasă am eu în fața mea. Și mirosul de portocală te cuprinde tocmai de la primele trepte de jos. Deci nu trebuie să ratezi. Dacă te afli aici, urcă până sus pe platformă. I wanna know your secrets. I wanna be your lifeline. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Tell me you're more than just a highlight. Cât de frumos este. Chiar și aici avem statui pe aceste acoperișuri. Fiecare clădire este foarte frumoasă. Îți place Roma? Da, îmi place și este prima zi. Abia avem câteva ore, ne-am copleșit atâtea informații, da, și atâtea locuri. Nu ne așteptam să fie așa mare fluxul de informații și de locuri pe care putem să le vizităm. Și am început târziu, am început la ora 12 să le vizităm. Sfatul nostru e să începeți mai devreme, de ora 12. Dar să știți că ne bucurăm, am reușit astăzi să bifăm cam tot ce aveam pe listă. Ce priveliște frumoasă avem către Coloseum de aici. Incredibil. Superb, superb. Cred că este unul din cele mai frumoase orașe pe care le-am vizitat. Cel mai încărcat de istorie este sigur, dar cred că și cel mai frumos. Deși am petrecut doar câteva ore aici. Coloseum. O bijuterie
arhitecturală. Și am ajuns în punctul în care pot spune că am cea mai frumoasă priveliște de pe ziua de astăzi. Și asta trebuie să intrați aici la Palatin Hill. Biletul include intrarea către cele trei obiective turistice. Repetăm prețul pentru cei care poate au dat skip și au ajuns până aici în acest punct al vlogului. A costat 17 euro de persoană. Da, așa este, și pentru studenți 3 euro, da, ați auzit bine, este o diferență foarte mare, dar dacă sunteți studenți, nu ezitați să vă arătați și legitimația, pentru că reducerea este gigantică. I wanna know your secrets. I wanna be your lifeline. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Tell me you're more than just a highlight. Pretty pictures on the outside. I hate to stare at you through these lights. Și am ajuns la următorul nostru obiectiv, care este piața Campidoglio. Doar că aici este un protest în momentul de față. Da. Ia să vedem ce se întâmplă. Piața Campidoglio. Și mergem mai departe în piața Veneția, unde o să și mâncăm. Acolo o să facem pauză, o să mâncăm și acolo o să se încheie și vlogul nostru de astăzi. Mai avem câteva minute și ajungem și în acea piață. Este ultimul obiectiv de pe lista noastră de astăzi. Gata, dragilor, aici se încheie vlogul de astăzi. Și nu uitați, sunt Corina, spatele camerei este Alexandru și împreună suntem Doi Final și ne găsiți pe YouTube, Instagram și TikTok. V-am pupat pe data viitoare! I wanna know you inside.